Vasluianul declarat mort, deși treia și-a redobândit identitatea. Judecătoria Bârlad a admis cererea de anulare a certificatului de deces emisă pe numele său de mai bine de 5 ani. Constantin Reliu a devenit vedete internațională acum 6 luni. După 19 ani petrecuți în Turcia, acesta a fost expulzat pentru că avea documente de ședere expirate. La intrarea în țară, Vasluianul în vârstă de 63 de ani a avut parte de o surpriză. Vameșii și l-au oprit și au spus că figurează ca fiind mort. După 6 ore petrecute la vamă, bărbatul a reușit să convingă autoritățile că trăiește. Ajuns acasă, a mai primit o lovitură. Primul lucru care l-am făcut la m-am dus la poliția din Bărat. Am explicat situația, căutam adresa fratelui meu, la care mi-au spus că nu mai este. Am întrebat așa cum unii mă duc eu, nu știu nimic de familie. Ce? O să te duci în gară? acum du-te în gara. Acolo o să dormi mult și timp. Am mers, am căutat frați, mamă, ce am găsit și a doua zi m-am prezentat la evidența populației. La evidența populației era un concediu. După concediu m-au trimis la judecătorie. La judecătorie mi-a spus că trebuie să mă adresez la Vaslui. Mă duc la Vaslui, aia spun că Bărlatul trebuie să îmi uh, ia uh, cerea de uh, recurs sau de apel. În 2013, familia lui Constantin Reliu a cerut ca acesta să fie declarat mort printr-o hotărâre judecătorească. Numitul Constantin Reliu a dispărut în urmă cu 17 ani și există indicii că această persoană nu ar mai fi în viață. În luna iunie anului 1999, numitul Constantin Reliu a fost ultima dată în țară. Din luna iulie 1999, după ce a intrat pe teritoriul Turciei, nu s-a mai știut nimic despre această persoană. Acesta nu avea niciun motiv să nu ia legătura cu membrii familiei sale. În august 1999 a avut loc un cutremur mare în Turcia, în urma căruia a rezultat deces multor persoane și există posibilitatea ca numitul Constantin Reliu să fi dispărut cu această ocazie, a declarat avocatul soției în sala de judecată. Cu toate acestea, bărbatul era cât se poate de viu. Sunt Constantin Reliu, decedat, dar în viață. Acum, după jumătate de an, omul își poate face buletin din nou.